pasiune și cu drag. Am cunoscut un tânăr pe numele Timotei. Astăzi, aici lângă mine este un alt tânăr, dar poartă același nume. Îi spunea celui tânăr, atunci Apostolul Pavel, astăzi Duhul Sfânt îți spune ție, caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Ferește-te de vorbăriile goale și lumești, pentru că cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. Dumnezeu te-a binecuvântat cu părinți credincioși și iată că sora ta l-a mărturisit puțin mai înainte pe Domnul la Hrăbătiri, la cum este rândul tău. Urmează și fratele tău. Dar mântuirea este personală. De aceea te întreb pe tine, Timotei, în această dimineață, în locul acesta, dacă crezi din toată inima că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal, dacă ești hotărât să-L urmezi toată viața, indiferent pe unde Dumnezeu va călăuzi pașii, acum pentru o vreme ești în Anglia și acolo trebuie să umbli cu Domnul Iisus și oriunde îți va călăuzi pașii, ești hotărât să-L urmezi pe El? Da. Pe baza mărturisirii credinței tale și la porunca lui Dumnezeu, eu te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.